Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat. Avem o ofertă în shop, niște free coins, care o să luăm chiar acum. Avem din nou skin-uri și alte oferte în shop. Hai să vedem ce am mai reușit să colectăm în partea de rewards. Avem un big box, avem coins, avem Paco, Bull și Shelly. Mai avem un Brawl Box care are 16 coins, Nita și Jessie. Și mai avem încă un big box cu 50 de coins, Shelly din nou, El Primo și Penny. Bun. Ok, hai să vedem ce quest-uri avem astăzi. Ok, trebuie să dăm damage cu Colt și să câștigăm 3 jocuri în solo. Așa că o să-l luăm pe Colt și vom da direct meciurile în solo. Hai să-i dăm drumul la primul meci. Să vedem. Ok, nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Să vedem. Spargem aici cutiile astea, avem o grămadă. Holy fuck. Haide. Ok, am luat primul și pe al doilea l-am luat. Uși. Stăm un pic în iarbă și fugim spre... Stăm din nou în iarbă. Am rămas doar 3 brawleri, dar... Noi încă n-am reușit să ne luptăm cu niciunul. Ok. Bun, și am ieșit pe locul 2. Cred că l-am și omorât pe unul dintre aia 2. Să vedem. Ok, da, de fapt nici nu contează cât ți-o omorâm, important e să dăm damage, dar hai să mai dăm un match. Da, mi se pare destul de dificilă harta asta, cu labirintul, practic. Holy fuck, și avem aici 3 boxuri. Da, și se încarcă destul de greu Colt. Mersi! Am luat 3 energii. Da, aici probabil că sunt mulți care stau la pândă. Boi, și ne-au omorât! Nu știu ce caracter era, a dat damage destul de mare. Ok. Mai dăm un match. Tot cu Colt. Hai să vedem, vreau să jucăm așa mai ca lumea, să ne luptăm cu ei, dar trebuie să ne strângem boxuri. Perfect. Primul brawler ucis. Și hai să vedem, avem pe aici o grămadă de chesturi. Avem și ultimata asta activată. Mai sunt doar 4 brawleri în joc.
am luat un energy de acolo. Holy fuck. Trebuie să-i dăm ultimata, nu știu cât nimeresc. Mamă, tipul ăsta era invizibil. Nu știu cum a reușit să ajung acolo fără să-l văd. Nu e posibil să fi fost invizibil. Și hai să mai dăm încă un mes să ne facem misiunea de jucat cu un solo. După care vom încerca și alt mod. Ok, hai să ne luptăm câteva cuții prima dată. Ok, avem primul energy. Uităm cu un colt acolo. Nu ne punem cu el pentru că... Da, și ne-a bătut. Ne-a bătut pentru că avea level un pic mai mare. Ok, mai încercăm o dată. Ok. Bun. Oh, și suntem la capătul hărții. Să vedem dacă ne... Mai e cineva aici. Sper că nu. Bun, am luat primul box. Și cred că e cineva care a murit aici. Fugi. Era cât pe aici să o pățim. Bun, și am ieșit pe primul loc cu puțin noroc. Și reușim să ne terminăm misiunea. Ok, hai să vedem dacă ne aduce vreun nou reward, da. Să vedem, e vorba despre un mega box cu 180 de coins. Avem puncte pentru Chessy, pentru Shelly, pentru Bull și pentru El Primo. Și un nou caracter deblocat, Rosa. Ok, bun. Păi, hai să jucăm cu ea, să vedem cum e. Păi, arată destul de mișto. Seamănă cu Bulbasaur din Pokémon, dacă vi-l amintiți. Și hai să dăm și cu ea un match. Ok, suntem din nou într-un mod solo. Ok, ne-am luat energia. Asta era și scopul nostru acolo. Ah, și îmi place că îi se încarcă destul de repede puterea pentru hituri. Ok, un colt aici. Holy... Mamă, și dă o grămadă de damage.
Băi, joacă super, super tare această Rose. Hai să vedem și ultimata ei. Și mai acolo un caracter. Au, e acel Nita. Trebuie să ne ascundem un pic până ni se încarcă forțele. Oricum îl facem într-un duel 1 la 1. Dacă... Hai, Nita, vino aici. S-a dus pe sus. Bam! Și obținem din primul match un loc 1 cu acest nou caracter. Da, îmi place foarte mult cum joacă. Dă un damage destul de mare și se încarcă destul de repede forța de... Ok, și mai avem aici niște reward-uri. Hai să dăm direct pe Rosa, cu care am jucat destul de bine acest prim match. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!